Vești proaste din partea meteorologilor. Până vineri sunt anunțate precipitații abundente, însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Detalii ne aduce însă colega mea, Mădălina Barbonie. Mădălina, bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor, meteorologii mențin atenționările de vreme rea. Cel puțin până vineri sunt prognozate intensificări ale vântului, descărcări electrice și precipitațiile. Ploile vor fi destul de însemnate cantitativ, depășind 20-25 de litri pe metru pătrat. În zonele montane ale județului, dar și în județele învecinate, există posibilitatea căderii de grindină de mici dimensiuni. Temperaturile rămân normale pentru această perioadă, cu maxime de 27-29 de grade Celsius. Din cauza precipitațiilor abundente, debitul râurilor din mai multe județe va crește, hidrologii instituind chiar un cod portocaliu de inundații valabil până joi noaptea.